Numele meu este Luiza Răducanu. Galben. Chiar și în sezonul rece prefer să-mi iau o rochie tricotată, mai groasă, cu cisme, cu ghetuțe, cu dres negru închis la culoare și gros. Mă simt mult mai bine în rochițe și în fustiță. În momentul în care ies din casă, mă uit în oglindă și ce mi inspiră mie, pun pe mine în așa fel încât să mă simt bine. Într-adevăr, mă iau și după tendințe, cum spuneam și în răspunsul de pe blog, mă iau după tendințe, după modă, după culorile anului, dar de fiecare dată prefer să pun pe mine un accesoriu, o culoare, un obiect vestimentar care să mă facă să mă simt eu naturală. Nu pot să ies din casă fără să-mi pun cercei. Să port ceas. De 4-5 ani mi-a plăcut, m-am îndrăgostit de un ceas, l-am cumpărat și de atunci am mai achiziționat pe parcurs. În general primesc foarte multe complimente legate de aspectul fizic și aspectul vestimentar. Deci este ceva comun, ca să zic asta. Prietenele mele, colegele de muncă mă admiră pentru stilul meu vestimentar. Legat de ședința foto, am îmbrăcat o pereche de pantaloni culottes, faimoși, în momentul de față, tendințe, care până acum n-am avut curaj să-i cumpăr, să-i port, să-i iau. Nu m-am gândit, sinceră să fiu, dar eram super chic și cred că o să încerc și o să-mi iau și o genul ăsta de pantaloni. Și deci, asta aș face o schimbare, să încerc să mai îmbrățișez și alte stiluri. Foarte, foarte, foarte bine. Sunteți o echipă foarte frumoasă. Bună, eu sunt Magda. Premiul l-am câștigat la un concurs organizat de Dana Rogoz. Titlul Time to Change. Chiar mi s-a părut că se potrivește cu viața mea actuală, având în vedere că de 3 luni m-am mutat în București, venită din Cluj, m-am mutat din dragoste. Încerc să țin între smart office, așa, nici foarte elegant, dar nici foarte sport. O ținută casual, aș putea spune, nu, nimic deosebit, nu mi este nici impus o ținută și atunci... O tip de pantaloni care văd că primăvara aceasta sunt foarte în vogă, mi se par foarte comos și poți să-i porți în tot felul de situații, cu tocuri, cu tenis, cu tot, deci deja mi-am găsit obiectul pentru primăvară-vară 2016. Așa, a început de vară și aș vrea vara asta să fie plină de culori. Și deja am început achiziționarea unor ținute, pentru că pot să zic că în comparație cu anii trecuți, unde mergeam foarte mult pe negru, pe culori ceva mai clasic, mai safe, vreau anul ăsta să ies puțin din area din zona asta de confort. Am trăit o perioadă și în afara țării, am călătorit foarte mult prin Europa și cred că asta m-a inspirat foarte mult. De fiecare dată când plec într-o vacanță, mă gândesc unde merg, care-i stilul, îmi fac așa în minte un,
câteva ținute care să reprezinte locul în care mergi. Cred că ăsta e unul din lucrurile care mă inspiră, călătoriile. O altă lecție ce am învățat-o, pot să zic, în ultimii 2 ani e că nu mai trebuie să ai toate hainele care există în comerț, ci e important să ai acele câteva haine care să te scoată în evidență. Cred că unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le-am primit a fost că cumva, dacă n-aș fi existat cineva, trebuia să mă fi inventat. A fost o zi superbă. Mulțumesc foarte mult!